Sau ce știți, frate, v-am rugat să ne acordați 10 minute de limbă. După care... 4 ore de răbdare. Așa. Mai tare, trebuie mai tare. Domnule ministru, domnule președinte al Uniunii Europene, domnule consilier de funcție, domnilor directori, deputați. Am fost împreună când am spus domnilor deputați și senatori, nu știu de ce. Stimați colegi, e o privilegie de deosebită bucurie pentru mine personal să vă avem aici muzafirii noștri la sala Tales, redeschisă către oraș, cu un eveniment important, un eveniment care are o tradiție în viața comunității artistice din România, și anume acordarea premiilor Uniunii Artiștilor Plastici, unor colegi ai noștri din cele mai diverse generații, din toate costurile și din București. Nu voi ține microfonul mai mult, vreau doar să îi mulțumesc personal, prietenii și colegii meu, pentru lucrați pentru generozitatea cu care își dedică timpul cauzelor nobile ale Uniunii și pentru tenacitatea cu care o face. Vreau să-i mulțumesc și sunt convins că vă vor mulțumi și din partea lui pentru domnul ministru Ioan Popescu pentru atenția, spontaneitatea și, să zic, atât celeritatea cu care a răspuns solicitărilor venind din partea unei prese care nu sunt întotdeauna în centrul atenției celor care fac sau finanțează cultura în România. Sper să fie și vă adresez în anticipat felicitări pe care le din această țară. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul colegului nostru, domnul președinte al Uniunii Artiștilor Plastici. Mulțumesc pentru generalitate și Muzeului Național de Artă Contemporană care găsesc în acest loc, care este probabil cel mai prestigios loc spațiu de expoziție din București. O tradiție. Sub acest luminator s-au întâmplat foarte multe lucruri și cel puțin din 44, cred, de când Fundația Rales funcționează în acest sistem, s-au derulat aici o mulțime de expoziții. În perioada interbelică și după, saloanele naționale, de cum știm cu toții care frecventăm domeniul artelor vizuale, au produs o mulțime de evenimente. Jurii compuse din specialiști din domeniu au selectat lucrări, s-au expus, s-au judicat, s-au premiat și noi nu facem decât să prelungim această tradiție. Tradiția premiilor pentru societatea Sindicatul Artelor Frumoase, care s-a înființat în 1921, este o tradiție și trebuie să o evocăm și cred că criticii istorici de artă vor găsi o oportunitate în a cerceta, în a studia această secvență din istoria artelor vizuale în România. Este o... refacem un drum după 8 ani de întrerupere. Așa s-a întâmplat și cu revista Arta, care a sucombat 10 ani de zile, nu a mai găsit finanțare. A fost un simplu motiv sau singurul motiv important a fost cel al finanțării, pe care timp de 8 ani de zile nu am găsit-o. Am încercat un locuitor, pentru că artiștii trebuie remarcați, merită recompensă, și am făcut-o într-o formă restrânsă, organizând la nivel local sau regional expoziții. În București, de exemplu, avem anual saloane de pictură, de sculptură, de grafică, de arte decorative și așa mai departe. Avem un proiect important, Circumscrițiilor Bucureștiului, Arte în București, care se derulează în toate galeriile noastre de artă și în alte spații neconvenționale. La toate aceste expoziții am încercat să dăm premii din partea Uniunii Artiștilor Plastici din România și din partea filialelor de creație. De asemenea, am ajutat filialele din țară, pentru că în teritoriu se derulează multe evenimente importante.
chiar în această săptămână la Arad este a 8-a sau nu știu câte ediție Meeting Point, un proiect internațional cu țările centrale europene, cu vreo 6 țări centrale europene. Avem bienale de tradiție, la Târgoviște, bienal la Pătrașcu, la Buzău, bienal la Andreescu, bienale la Bacău, la Iași, la Cluj, curând se va organiza salonul de sculptură cu stat de bronz la Cluj. La toate aceste manifestări am încercat să oferim premii și să atragem atenția asupra unor performanțe culturale din domeniul artelor vizuale. Pentru prima dată, după 8 ani de zile, am găsit înțelegere maximă de data asta la Ministerul Culturii și mi s-a oferit oportunitatea ca aceste premii să aibă și o acoperire materială, pentru că producția de artă contemporană este extrem de costisitoare. Artiștii suportă tot efortul creației din buzunarul propriu. Cum nu este o piață importantă de artă contemporană în România, sursele sunt limitate. Un stimulent de acest tip, cred că este important nu numai pentru seniorii acolo românești, dar și pentru tânăra generație care are nevoie de o intuiție de încredere și de chiar și o intuiție materială. Nu vreau să lungesc cuvântul meu. Aș vrea să vă spun că noi am constituit un juriu național, numai din critici de artă, care au fost selectați prin votul Adunării Generale a Uniunii Artiștilor Plastici din România, cu mai mulți critici de artă, nu numai din București, ci și din teritoriu. Componența actualului juriu a fost domnul Adrian Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istorie Artei George Oprescu al Academiei Române, Aurelia Mocanu, domnul Călin Dan, directorul Muzeului Național de Artă Contemporană, profesorul Adrian Guță, profesor de artă contemporană la Universitatea Națională de Arte din București. Am avut de la Craiova Cătălin Davidescu, de la Cluj-Bistrița Olic Mircea și de la Cluj Horia Abraham, un tânăr tehnic de artă cu experiență internațională interesantă. Și am orientat spre acest tip de componență a juriului, tocmai pentru a acoperi pe toate zonele țării, să fie oameni care cunosc ce s-a întâmplat, ce s-a derulat în 2014 și în teritoriu și în București. Acest juriu și-a asumat responsabilitatea pentru a selecta din sute de proiecte care au fost propuse pentru premiere aceste proiecte. Toate juriile au o perspectivă subiectivă, toți avem o perspectivă subiectivă. Sunt convins că pe lângă artiștii care sunt în această seară premiați, ar fi meritat mult mai mulți artiști să fie premiați și sperăm că o să fie. Sperăm ca Ministerul Culturii să continue acest parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, care a fost destul de vitregită așa în relație cu celelalte domenii din sfera culturii, nu știu de ce, poate este și vina noastră. Sperăm să acest proiect să continue și în acest fel să putem satisface, să putem avea o arie de acoperire mult mai generoasă pentru performanțele, pentru excelența din cultura românească contemporană. Domnule ministru, permiteți-mi să vă dau cuvântul și să vă mulțumesc în același timp pentru generozitatea cu care ați venit acest proiect și să sperăm că nu o să ne oprim aici. Bună seara tuturor! Vreau să-i mulțumesc domnului profesor Lucaci, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, pentru invitație. Rămase ministru cu jurile de două săptămâni, 10 zile. Dar era un momentul în care am stat de vorbă cu domnia sa și am dat seama că în momentul în care celălalt dintre creații au propriile premii, eu însumi am fost și am susținut premiul unui scritorilor, Unșterul, care deja este o gală pe care toată lumea cunoaște și a fost a 25-a ediție. Într-adevăr, în ultimea mine, Artiștilor Plastici a fost un vitrezită și a făcut sediu alături de alte instituții reprezentative. Suntem
suntem într-un oraș care vrea să-i capitală culturală europeană și foarte bine la instituții reprezentative din centrul capitale a Mustărului și a Petrosetii, și unii scriitorului și artiștilor plastici, și unii literaturii, li s-a poate continua. Și mi se prea firesc ca unii artiștilor plastici să-i premieze pe cei mai buni dintre creatorii săi. Mă bucur că refacem acest tip, offline. Offline înseamnă destul de mult. Și premiile înseamnă că reprezintă un semn de normalitate. Normalitatea este ce se întâmplă în această seară la sala ta, în locul reprezentativ pentru cultura română. Mă bucur că am avut o contribuție modestă la acest lucru și sper că de acum înainte acestui să nu mai fie rău. Îi felicit pe toți cei care au fost premiați, pe cei care au fost nominalizați și sigur că drumul merge mai departe. Mulțumim de această cale și domnului recepționistor care de puțină vreme președinția României a acordat unui atunci o clasă din România o distinție. Mulțumim pentru această distinție și mulțumim de statele cetățenilor. Prietena noastră actrița Ioana Crăciunescu, scriitoare, poetă, actriță, profilul lui este și o prietenă a artelor, este alături de noi și cu noi nu suntem o instituție de spectacol, am cerut ajutoare să creăm o atmosferă ceva mai prietenoasă și mai plăcută în această seară. Predau microfonul să... Mă bucur să fiu în fața domnilor voastre. Mă bucur pentru câștigul acesta, chiar după 8 ani. O sunt gata să aștept recunoașterea încă 2000 de ani. Nu am dat. A tuturor prestelor care fac lucruri mai ales din vocație și nu din punct de vedere satisfăcut. N-am să stau de vorbă pentru că toți sunteți în picioare, deci am să enunț pur și simplu premiile, n-am să fac bancuri, n-am să cânt, n-am să dansez. Marele premiu, Henri Mavrodin, născut în anul 1937, diplomă la Grasa Corbunului Boaba la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, din București, în 1963, numeroase expoziții personale și expoziții de grup din țară și străinătate, precum și premii pentru opera sa artistică, printre care premiul Pavilionului Românesc la Festivalul Internațional de Cultură acordat de Uniunea Artiștilor Plastici din România în 1967. În 1970 emigrează în Italia, în prezent are dublă cetățenie și dublă rezidență. Ordinul Steaua Solidarității Italiene emigrat de comandor, decernat de președintele Italiei în 2005. E un suflet suspendat între două lucruri. Elaborarea unei lucrări poate dura ani. Notați cu scrupulozitate pe fondul lucrării ca pe un răboș. Pornește destul de insistent prin secol că într-o zi am fi măsură să recunoaștem și chiar să acceptăm că operele conștiinței sunt materie de medicină, de unde creatorii rezultă a fi medici, ei înșiși pacienți. Realitatea datorită căreia marele sanatoriu s-ar putea extinde prin ateliere căpătoare, au pentru aplicații intensive de fizioterapie morală. Deocamdată este doar un sfor. Nu se dă obișnuit cu premiile, trebuie să mă adaptez cu vieții, dar vă asigur că, deși am văzut această distinție, nu voi pierde un moment. Premiul de excelență. Aurel.
Pavel Vlad. Scultor, senator și bravo, profesor universitar la Universitatea Națională de Arte București, respect. Personalitate de primă rangă a artei românești contemporane, născut 1954 la Galați, Aurel Vlad obține diploma la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București în 1984, la clasa Cela Caragiu Căchiță și Marin Iescu. Expoziții personale în țară și de în țară și în străinătate, printre care Virajul Politic, la care Ria Totem 2, Veneția, Italia 2012. Printre premii, premiul pentru sculptura acordată de Academia Română în anul 2000 și premiul pentru sculptura acordată de urmea artiștilor plastici cu a Pele din 1990. Citatul din... Stați lângă mine să citesc. Dacă... Asta interpretez, asta știu. Dacă ar fi să mă gândesc la un material ideal pentru transpunerea sculpturilor mele, cred că aceasta ar fi lava vulcanică. De multe ori lucrările fără ați ști într-un astfel de loc, iar lava nu ar face decât să le vedea corp, adevărat. Dar pentru că așa ceva nu pot încă lucrez materiale pe care le descoperă în jurul meu. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc jurului și un lucru tuturor prietenilor. Bravo! Bravo! Sistons premiul jurului. Miklos Kompuchar. Născut în 1952, obține diploma la Institutul de Arte Plastice și Decorative Ion Andreescu din Cluj-Napoca, 1979. Printre expozițiile personale, 2015, Mont, la Spațiul de Arte Contemporană, Magma, Institutul de Arte. 2011. Ai mai trebuie să fac bani. Galeria Plan B, Berlin, Germania, selectând doar câteva dintre expozițiile de grup 2015. Art Alternativ, Galeria Trans, Bratislava, Slovacia, 2014. Alegorii, Galeria Extra, City, Belgia, Biennala, e îngrozitor, Tokyo, Paris, Franța. Diploma. Mai trebuie să citesc pe română, engleză ceva, dar am făcut în ultimii ani numai limba franceză. Președinte al juriului, aproape. Să-ți primiți premiul. Din păcate nu este, dar eu vă citesc citatul acela care pot eu să mă prezint ca actriță. De fiecare dată când sunt întrebat despre filozofia din spatele lucrărilor mele, am tendința de a răspunde scurt. Este ușor să vă întrebăm. Iar asta fără să invoc neapărat privilegiul tăcerii rezervat artistului vizual, dar totuși fără a-l ignora. Lucrările mele nu s-au născut ca mărturia unei filozofii preformulate, ce prin să o ilustreze. Ele nu sunt decât lucrări făcute din un fel de știință și din neștiință. Ele nu sunt răspunsuri, ci modurile care eu îmi pun întrebări. Dar dacă aceste lucruri înseamnă ceva și pentru alții, atunci este cu atât mai bine. Miklos. Un pahar cu apă, nu am zis. Premiul
jurului. Tudor Zbân. Este aici. Născut în 1955, obține diploma la Colegiul Republican de Arte Plastice, Ilia Efimovici, Reghi din Chișinău, și la Universitatea de Arte George Herescu din Iași. Expoziții personale, selectiv 2012 la Muzeul Național de Arte din Odessa, Ucraina și la Muzeul Național de Arte din Minsk, Bielorusia, 2011, expoziții de grup selectiv 2012, Muzeul Civilizației Romane, Roma, Italia și Muzeul Național de Arte Decorativă din Moscova, Rusia, 2010, Salonul Internațional de Arte, Cannes, Franța, premiu selectiv 2010, pentru Ministerului Culturii al Republicii Moldova, acordat în cadrul concursului național al artelor plastice, 2008, premiul Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, 1997, diploma de onoare a Academiei Europene de Arte Bruxelles. Liniște. Diploma pe care îl citesc. Dezvoltă o cursivă interferare între simptomele unor trupuri ancestrale fixate sub incidența unor tensiuni expresioniste și sintetismul unor condensări ale pasajelor cromatice în laconice reflexe abstractizate. Doamna, microfonul mai lângă gură. Mai lângă gură, dar pocnește, dacă pun mai aproape, pocnește. Dacă ții mai departe, atins de îmbune acel prag evolutiv când devine organică și fructuoasă simbioza armonioasă dintre ideal și afectiv. Citatul din Negoiță Lăptoriu. Mă scuzați, eu nu pot să aranjez microfonul. Dacă țin aproape, dacă țin mai departe, nu bucură. Doamne, ce organizare, mă, nu se poate. E o mesală imoare. Frumoasă-i pentru ce. Ce imunivare. Ce organizare. Continui. Guapeu. Premiul Muzeului Național de Arte Contemporană de mai tot. Cum este? Aș vrea să dau cuvântul președintelui jurului să mai spune câteva cuvinte despre colegul și prietenul nostru, Tudor Zbârnea, care este și directorul Muzeului de Artă al Moldovei. Datorită domnului Zbârnea, relațiile noastre culturale pe domeniul nostru cu Republica Moldova sunt excelente. Mulți artiști români participă la Bienala Internațională de Pictură care se face la Chișinău și care adună de fiecare dată artiști din 20, 30, 40 de țări din toată lumea. La Chișinău este o tradiție cu saloanele Moldovei, care se desfășoară la Chișinău și la Bacău. De asemenea, Muzeul de Artă al Moldovei a găzduit nenumărate expoziții ale Uniunii Artiștilor Plastici din România și expoziții personale, și expoziții colective și expoziții personale a artiștilor români. Îi mulțumim pentru dinamica activității lui la Chișinău. De fapt, prezența domnului Zbârnea la Chișinău este și la București și este un artist european. După CD, are expoziții în toată Europa. Aș dori să... Adrian Silvan Ionescu, care a fost și curator la un moment dat, la una din edițiile bienale de la Chișinău, să ne spun câteva cuvinte. O altă asistență, întâi de toate, mă bucur afluxul de vizit la această mare ceremonie a Uniunii Artiștilor Plastici. A fost de public care îmi amintește de marile vernisaje ale Frunzilor Republicane din anii 70-80, când președintele era Brâncuș Covaliu, în discursul de deschidere de ostea artistul nostru artiștilor de artă în viață, în Ion Frunzeti sau Vasile Drăguț,
sau Dan Grigorescu. Ca și atunci, noi vorbeam aici, iar publicul vorbea în sală. Cred că ar fi cazul să păstrăm ținuta unui adevărat mesaj, înțeleg că sunt bucuroși că vă întâlniți, înțeleg că sunt bucuroși pentru susținători, pentru cei pe care îi susțineți, pentru premianții, dar este bine să ne și auzim unii pe alții. Tudor Zbârnea este un, nu exagerez, este un apostol în locul în care se află. Este acel om care a adus artele clasice basarabene la un nivel european, smulgându-le din pumnul de fier muscălese. Este artistul prin excelență al unei spiritualități românești, care se exprimă cu egală eleganță la acasă și în lumea largă. S-au văzut după în acel curicul întâi de citit mai înainte cât de bine cunoscut și de bine plantat este în conceptul european al genului. Pentru toată această activitate, pentru expozițiile remarcabile pe care le-a făcut nu numai anul trecut, ci și anii trecuți, își merită premiul cu prisosință, își ține penelul precum un baston de mareșal și conduce Muzeul de Artă ca un adevărat general. Mai avem aici un director general, așa că celălalt este peste. Vă mulțumesc și felicit încă o dată pe Dumnezeu. Dar într-o măsură care îi permite să-și autoironizeze propriile slăbiciuni și să-și reformuleze constant identitatea, teritoriul conceptual și mediile de expresie pe care le adoptă. Nu greu, tare, al acestui atelier se definește în răspăr cu toate instituțiile anilor 1970, în care s-a format și cu toate explicațiile academice despre artele vizuale de ieri și de azi din România. Expoziții de grup se deschid, 2015, cineva icon. Nu citesc, știți bine că găsiți totul pe site, pentru că toată lumea stă în picioare și toată lumea vrea să ajungă la toate premiile. Vreau diploma să o... Pavilionul României, Veneția, Italia, Liverpool, Manchester, Marea Britanie, Cinema Icon, 22 experimentale, Fien, Centru, George Pompidou, Paris, Franța, Muzeul de Arte, Arad, Fabrica de Pensie, Krishna, Toca. Înțelegeți, este o listă enormă, dar eu tot încerc să... Bravo! E frumos să scrii lista pe mail, dar acum nu avem încotro să te întrebi în tot felul de istorie. Deci, născută în 1959, obține diploma Universității de Arte George Enescu din Iași în anul 1984. Expoziții personale selective, 2014 la Muzeul de Artă Timișoara, 2013 la Muzeul Național de Artă Bucătății, 2010 la Galeria Artus, Belgia și la Galeria Lambert în Olanda. 1999, Muzeul Național de Artă a României, premiul selectiv 2011, premiul onorific acordat de cultural Sopor, care se citat, e pregătit Florian, da. Aulă, nu mai pot cita de pot. Despre Florica Preverena, Iana Uzan spune, cea mai recentă serie, Facebook Obsession, se înserează coerent în demersul anterior al artistei, întotdeauna unitar, la nivel formal și tematic, de la motivul central al chipului, extrapolată la nivel relațional, la raporturile dintre mici și tini, sau
măsură ce înaintea în timpul creației apolitică tremendă, semnele vizuale ies progresiv în relief, materia s-a simplificată, iar rețeaua vizibilă rezultată susține viziuni lucide asupra contextului psihosocial actual. Aș vrea să mulțumesc jurului care pentru prima oară, după mulți ani, a fost alcătuit din critici de artă și cred că sunt singurii care pot să decidă, sigur, cu o doză de relativitate, premiile fiecărui an de activitate profesională. Aș vrea să mulțumesc colegilor mei prezenți aici, prietenilor mei și dumneavoastră care ați venit în acest eveniment. Știu că aveți aici niște carete cu toți premianții și puteți să mergeți pe Facebook, pe pentru că mi-e greu să citesc tot și să nu vă țin mult, pentru că mai am încă vreo 5-6 pagini. Citesc mai puțin CV-ul și mai mult ce se spune sau ce declară autorul despre. Totuși, puțin CV premiu. Premiul pentru sculptură. Pregătiți. Alexandru Păsar. Obține scopul 1955, obține diploma la Institutul de Arte Plastice și Decorative Ion Andreescu din Cluj-Napoca în 1980. În prezent este profesor universitar la Universitatea de Arte și Design din Cluj. În anul 1998 este profesor invitat la Spaoleu, Academie din Germania, mult. Am zis că nu citesc eu totul. Nu, e mult, e New York, e totul, e nu, e prea. Citesc, numai nu încesc. E prea mult, nu poate un om sigur să fac atât, dar dacă poate, trebuie. Nu, pot să te, pot să sar peste toate. Aveam cum să vede în opera lui Alexandru Păsar, o întâlnire și generis de arhaic și minimalism. Nu este un arhaic ce ține de impulsuri pasiviste, ci un filtrat creator, care devine modalitatea de recuperare a esențelor. Nu este un minimalism de mediu inspirație americană, rece, obiectiv, și manipulând modul format industrial realizat în serie, ci unul rezultat din lavarul personal asupra volumului, geometriile elementare, chiar dacă propunele componente serializate, sunt astfel umanizate. Lucrările sale numesc. Nimeni nu vrea să spun. Nu vrea. Dar tu s-a făcut atât de multe, n-a făcut singur, a fost ajutat. Mulțumesc. Sau cartografierea energiei
principalul eclesial, manieră de lucru frecventă în deceniile 60-80 ale secolului 20, prin afișul polonez și în act la pom. Spațiul miraculos unde se desfășoară poveștile exotice ale șehrezadei, unde pernele moi presărate ne invită să ne oprim, să luăm loc și să ascultăm. Spațiul e organizat, ludic, felul în care Adrian Damian,
componentele de tot. Precum și unor mari evenimente muzeistice
cete care era energia ani în urmă și care au adus la un cuvenit atât cu onoratoare cât și Muzeul Lumei Grasă o fericit. O fericit și mă bucur că am fost unul dintre cei care am pus laurii pe deasupra capului Muzeului. Vector din Iași și director al Bienalei de Artă Contemporană Periferie. Citat, proiectele mele artistice pe care le-aș numi poetic situaționiste sunt rezultatul unui mod de gândire politic cu o sensibilitate specială față de problemele sociale, fapt care mă inspiră în practica mea artistică. Munca sub orice formă și rezultatele ei au fost întotdeauna un light motiv al lucrărilor mele, indiferent dacă e vorba de fotografii, filme, video.
sau alte tipuri de acțiuni. În familia mea, munca a fost singurul mijloc de a obține ceva. Și tot ceea ce am realizat până acum e rezultatul unei munci asidue, adesea, extrem de dificile. Am o deosebit respect pentru cei care muncesc și poate pornind de aici pot să-ți răspund că sunt un artist respectat, spune Matei Bejenan. Vă mulțumesc și sunt onorat. Premiu pentru tinele. Mai sunt câteva premii. Haideți să facem și noi ca în acea piesă a Lucian Cage, 3 minute și 25 de secunde, liniște. Vă rog mult de tot. 3 premii sau 4 premii. Atât. După aceea ne înfrățim. O să ne despărțim înfrățiți de aici. Premiu pentru tineret. Darius Hulea. Născut în 1987, obținând diploma la Universitatea de Arte și Design Ion Andreescu din Cluj-Napoca în anul 2009. Expoziții de grup. Ați înțeles care e programul. Căutați acolo, apăsați. Spun gândul. Conceperea acestor lucrări are la bază plăcerea pentru desen și modul în care tușa creionului lăsată pe hârtie va contura toate elementele existente în jurul său. Desenul devine elementul liber de exprimare prin faptul că totul pornește de la nimic, de la vid, iar prin prima linie pusă pe întinderea albă a foii, un corp ia ființă, crește, se dezvoltă, devenind un întreg. Întotdeauna mi-a plăcut ideea de construcție și nu de deconstrucție. Văzând forma subțire a unei bucăți de sârmă, întregul desen bidimensional va deveni astfel tridimensional. Am început să desenez tridimensional, iar sârma de fier mi-a oferit această plăcere de a desena sub o altă dimensiune imaginea societății. Ne mărturisește. Vă mulțumesc pentru premiu și în seara asta, pe viitor, ca să cucerez mai multe premii, deja am doi doi oameni care mă inspiră. Vreau să mai iau premiul pentru sculptură precum domnul profesor Alexandru Păsat, profesor de la Cluj, și premiul de excelență în sculptură pe domnul Aurel Vlad. Vă mulțumesc! Bravo. Bursa Uniunii Artiștilor Plastici din România. Alexandra Mureșan. Născută în anul 1985, este doctorandă la Universitatea de Arte și Design Ion Andreescu din Cluj-Napoca. A început să lucreze cu sticla acum 5 ani, acumulând experiență în acest domeniu. Pe parcursul studiilor de licență și master în cadrul departamentului de ceramică suplimentar a aceleiași universități. În cuvintele Alexandrei Mureșan, parafrazându-l pe André Malraux, cred că secolul 21 va fi un secol al sticlei sau nu va fi deloc. Asta pentru că sticla stă sub semnul transparenței, ca și democrația, ca și iubirea. Dar cum spunea un poet român, transparența e doar semnul că Dumnezeu îngăduie vederea, nu că o garantează. Garantul privirii în afară este privirea în lăuntru. A avut cuvintele la ea. Ei, stai că fără. Stai că fără. Vă spune ceva Ion Mureșan? Un mare poet. Bursa Uniunii Artiștilor Plastici din România. Dumitru Obloc. Născut în anul 1981, obține diploma la Universitatea de Arte George Enescu din Iași, expoziții de grup internet, mergeți cu toții. Berlin, Viena, Austria, mult. În cuvintele lui Peter Inger.
Discursul artistic enunțat în lucrările de sculptură instalate de fotografiile lui Dumitru Oborov întrebuințează ironia, absurdul și critica într-un mod involuntar, relaxat, inevitabil ludic și irevocabil teatralizat. Monumentele sale, în fapt ale altora, sunt demonetizate, demonizate și repolitizate, repoetizate, iar fotografiile sale sunt exploatări singuratice în perplexitate și splin. Discursul artiștilor este vizual. Bursa Muzicilor Plastici din România, Andrei Tudoran. Născut 1987, obține diploma la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, clasa Petru Lucaci, în anul 2009. Expoziții personale, mult. Și aici, Lisabona, Fernando Pessoa. Ați înțeles unde mergeți cu buton. Andrei Tudoran despre Andrei Tudoran. Paradigmele pozitive. YouTube. Mai puțin, mai puțin. Bulgaria, Munche, Corea, apăsați pe butonul cu... Acum, totuși, ce e mai interesant e ce spune omul despre el. Sau ce spun ceilalți despre el. Danemarca, concursul internațional. Interpretare. Creația lui Nicolae Mota volumului prin cromatica austeră al Cunei Gruga. Brun. Puternice, calde și prețioase totodată, amprentate uneori de elemente dure, metal, par născute firesc, nu căutate, cum definește autorul însuși, demersul său, în căutarea formei, parteci concepute pentru spațiul public. Le privești și le dorești amplasate undeva pe gazonul verde sau ți le imaginezi supradimensionate arhitecturi spre infinite contemplare. Vă mulțumesc frumos! Premiul ritului scoțian antic și acceptat din România, Ioan de la Mare, se acordă tinerei artiste Lea Rașovs. În ultima vreme, într-o prezență activă pe piața de artă contemporană. Au fost inițiative lăudabile, care au rivalizat cu cele instituționale organizate de statul român și care, probabil, într-un viitor apropiat, o să preia și în România inițiativa pentru
gestionarea spațiului cultural. Pentru că știm, de exemplu, Statele Unite, mediul privat este mai important decât cel al instituțiilor statului. Și există muzee, există depozite de artă contemporană importante. Și în România există o tradiție, dacă ne gândim în perioada interbelică, au fost nenumărați colecționari iubitori de artă, care au investit în arta consacrată, dar și în tânăra generație. Dacă e să enumerăm doar colecțiile Zambarcian, Simu, Dona, Calinderu, Slătineanu și așa mai departe, o să ne dăm seama că a fost un potențial extraordinar. Oameni care s-au apropiat de fenomeni, care au colecționat, care au tezaurizat opere de artă și care au lăsat culturii naționale în muzee. Vrem să le mulțumim celor pe care colega noastră, Cristina Rusu, o să-i citească, pentru generozitatea cu care au stat mereu lângă noi și ne-au întins o mână importantă. Am beneficiat de multe ori de o gură de oxigen importantă pentru derularea proiectelor noastre. Le mulțumim că au fost alături, îi așteptăm în continuare și sper să nu regrete că au permanentizat relația cu Uniunea Artiștilor Plastici din România. George Șerpan, diploma pentru prietena la domnul Panait Trancu. Domnul Gheorghe Buta. Domnul Gheorghe Mușat. Domnul Adrian Crip. Doamna Doina Talman, care este în Germania, nu este prezentă, dar a fost foarte multă lucrurile de funcționare. Doamna Anca Vlad. Eu nu văd loc și pentru casetă la camerele astea de la TV. Din partea TV. Nu mai folosesc casete. Hai, de pus în zărie. Din partea noastră, prin Super Offset. Case de avocatură, Țuca, Zgârcea și Asociații. Mulțumim foarte mult pentru că s-au invitat și domnului Roșu. Domnul Alexandru Bâldea, de la Arcumar, este. Mulțumim, acestea au fost diplomele pentru prietenele artelor. Sigur că sunt foarte mulți, dar noi deocamdată am depistat atâția și pentru anul următor urmează alții. Mulțumim pentru prezență și pentru răbdare. Vă invităm la un par de vin. Vreau un catalog. Sumpi, uite, ți-am adus un catalog. Du-te repede, că s-o trimit. Mersi. Nu că filmez. O să vă vedeți pe